Patru urși au reușit să sperie o întreagă comună din Prahova. Primarul comunei Cerașu a scris pe pagina sa de Facebook că animalele sălbatice au fost aduse și abandonate acolo ilegal de niște persoane a căror identitate nu se cunoaște. Comuna prahoveană Cerașu se confruntă de câteva zile cu apariția mai multor urși în zonă. Mai exact este vorba despre patru urși care i-au terorizat pe săteni și au provocat pagube în grădini. Primarul din Cerașu, Alin Staicu, susține că animalele au fost aduse în comună în mod ilegal patru urși au fost aduși ilegal de către persoane necunoscute în zona Valea Borului, drumul spre Costeni. Am solicitat ajutorul autorităților competente pentru a identifica modalitatea în care urșii au ajuns în comuna noastră și pentru a găsi soluții pentru relocarea acestora în alte zone, a scris primarul pe contul său de Facebook. Staicu spune că localnicii care se aflau cu animalele la păscut au văzut cum un urs a fost scos împreună cu cei trei pui dintr-o mașină și abandonat pe marginea unui drum din comună. Totodată primarul a declarat că nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Se pare că, potrivit unor informații primite de acesta, în trecut au fost realizate acțiuni de relocare asemănătoare de către ocoale silvice private din județele limitrofe Prahovei.